Spuneați mai devreme despre contractul OIMV. Vreau să vă întreb ce părere aveți, mai ales că este și considerat atentat la siguranța națională. Eu consider că trebuie să facem tot ce ține de noi, să devenim acționari majoritari și nu numai la OMB. Acum vedem și noi contractul, ceea ce s-a întâmplat. Nu trebuie să mai avem acțiuni care să fie în defavoarea țării. Nu trebuie să mai facem privatizări în care statul român să nu fie majoritar. Și dincolo de măsurile care specialiștii trebuie să le ia, să vedem dacă acest contract este corect sau nu este corect, este legal sau nu este legal. Și credeți-mă, îmi doresc ca inginer în foraj extracție ca acest Petromul să revină din nou României și statului român, trebuie să ne uităm și la celelalte. Pentru că văd că acum, într-adevăr, criticăm pe bună dreptate ceea ce s-a întâmplat, dar nu vedem ce se întâmplă acum. Deci acum se dau încă termocentrale către OMV, se dau terenuri la complexul energetic Oltenia în care OMV-ul cu o participațiune mică va beneficia de 50% din energia din fotovoltaice de la complexul energetic Oltenia. Nu vedem că Enel-ul se vinde, dar nu controlează nimeni dacă și-a îndeplinit obligațiile din contract. Deci sunt foarte multe lucruri care trebuie gestionate foarte bine și cred că este foarte important acest lucru. Și revin cu aceeași precizare pe care am mai făcut-o anterior. O să spună, bun, ați fost premier, ce ați făcut? În momentul în care am fost premier, nu am vândut nimic din ce a aparținut statului român. Mai mult decât atât, am cumpărat pentru statul român Vestmoldtransgaz.